Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 16 iulie 2022 și vreau să vă arăt că, venind în Stupina, am văzut un lucru pentru care trebuie luate anumite măsuri. Iată, aici au apărut gardieni. Ce înseamnă acest lucru? Aceasta albină, aceasta care o arăt aici, este gardian. Și urmăriți un pic să vedeți care e rolul ei. O să mă dau într-o parte. De fapt, sunt mai multe albine gardieni, care și aceștia de aici au rolul tot de gardieni. Când aterizează o albină, imediat fuge la ea și o verifică. Sunt mai mulți gardieni de acest tip. Iată, aceștia, cu aripile ridicate în sus, e o albină gardian. Bun. Peste tot au apărut acești gardieni, peste tot, la fiecare stup. Iată, și aici avem o albină gardian, aceea. Deci, peste tot avem albine gardieni. Aceasta e o ventilatoare. Gardianul ăsta, da? Bun, cam asta vreau să vă arăt. La ce ne indică acest fapt că au apărut gardienii? Eu, acum că sunt în Stupina, fac următoarea lucrare. Așa. Vedeți, trebuie să restrângem urdinișele odată cu apariția gardienilor. Să le facem misiunea mai ușoară. Albina și-a terminat activitatea de cules, floarea soarelui probabil nu mai secretă nimic, fiindcă albina a început să umble la alte urdiniști. Astfel apar gardieni. Culesul foarte puțin, albina zboară încet, încet și apar aceste albine gardieni. Hai să strângem. La majoritatea stupilor am restrâns, chiar dacă o să fie călduri, albina o să-și asigure microclimatul în stup prin ventilație sau va ieși la urdiniș și o să formeze bărbi. Anul acesta încă n-am văzut bărbi, deci nu e o problemă. Așa, și să fac o comparație între luptele astea de urdiniș la urdiniș, lupte, sau un eventual furtișat, prefer să asigurăm aerisirea prin alte zone a stupului, decât la urdiniș. Facem această lucrare la toate coloniile, indiferent de mărimea familiei respective. Aici avem mai multe ventilatoare, dar odată cu restrângerea urdinișului se vor reorganiza. Așa. Așa, și iată, se descurcă foarte bine. Se va reduce numărul gardienilor. Mergem și la aceștia. Se va reduce numărul gardienilor. Fiecare stup are această fază, care până acum vreo două zile nu am văzut-o. Iată așa. Și aici. Și aici restrângem
aici sunt mai mulți gardieni, ei n-apăreau dacă nu se încerca intrarea în stup de către alte albine. Ele apar odată cu acest fenomen de a încerca să intre alte albine în stup, ceea ce indică cules nu mai este. Bun. Atâta trebuie să facem, să restrângem. Acum, care încă mai sunteți în zone cu cules, acolo e altă treabă. Bun, ăștia sunt cei mici și ei au gardien, din câte am observat. Dar, per total, se vor liniști și se vor acomoda la noua intrare. Iată aici ce de sunt, aici sunt foarte mulți gardieni. Iată și acesta e gardian. Și acela e gardian. Iată o albină neagră care tot apar de la... Ori e o albină uzată, ori depinde de albina. Bun, aici încă nu strângem, că a fost urinișul larg deschis. Acum am pus acesta, se vor obișnui cu acel loc și într-o altă zi vom strânge, cel mai probabil mâine. Cam asta este. La mine în stupină. Acum în fiecare stupină fenomenul se manifestă cam la fel, dar depinde de perioadă. La unii mai târziu, la alții mai devreme, depinde de zona în care sunteți. Bine, cam atât am vrut să vă arăt. Până data viitoare, numai bine!